că teza este clar în istorie, este și publicată, este o carte undeva la 250 de pagini, cred. Dar ce a fost interesant a fost că am ajuns într-un domeniu pe care mi-am dorit să-l studiez la facultate. Eu am terminat Facultatea de Științe Politice în limba engleză la Universitatea din București și am făcut apoi masterat în politică comparată în limba engleză și un alt masterat în relații internaționale. Wow. Și întotdeauna a rămas în sufletul meu această idee că mi-aș dori să fi studiat psihologia. Și cumva universul a zis, uite ce avem pregătit pentru tine, la doctorat o să studiezi nu doar psihologie, ci o să studiezi locul de unde a început totul, adică laboratoarele psihologilor experimentaliști de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care ne dau termeni precum conștiință, conștient, subconștient. Și avem acolo o serie de cercetători, de psihanaliști, români. Nu doar, și români, putem să ne referim și la Ștefănescu Guangă, putem să ne referim și la Eduard Gruber, care înființează aceste laboratoare în România, dar putem, desigur, să ne referim și la tot ce înseamnă Carl Jung, la tot ce înseamnă Sigmund Freud, la tot ce înseamnă Alfred Binet, la tot ce înseamnă Charcot. Și atunci vorbim despre niște pionieri în cadrul acestui domeniu al psihologiei, care până la urmă se naște, ea se naște acolo, da. În experimentul acela făcut cu un medium, de exemplu, pentru că eu asta am studiat, în cadrul tezei de doctorat, acei Alfred Binet extrage termenul de conștiință, subconștiință, conștient, subconștient. Și atunci este o întrepătrundere cumva a multor discipline, iată, eu pornesc pe drumul unei cercetări istorice și mă trezesc undeva și la modul propriu m-am trezit la o bibliotecă din Paris, în care studiez arhive și documente unice în lume. Pentru că asta a fost foarte interesant și de asta e interesant să scriu o teză de doctorat. Sunt lucruri care nu au mai fost descifrate, desfăcute intelectual, luate la puricat de nimeni altcineva și tu cumva ești primul care apar pe acest teritoriu complet virgin și faci și ordinea în care tu pui lucrurile este practic un rol. Exact, este practic ordinea în care acele lucruri te pun pe tine ca istoric și te fac pe tine să ai o perspectivă. Asta pentru că tu ești un om atât de profund și faci lucrurile riguros și le faci autentic și tot ce faci tu este sub pecetea adevărului, sub pecetea descoperirii acestui context de către tine. Alții ar plagia și... Eu nici n-am avut ce să plagiez. Mai sunt oameni care îmi scriu. Multe persoane intră pe pagina oficială și mă întreabă, dar evident, eu fac foarte multe clipuri și îmi spun părerea despre foarte multe lucruri, nu știu cât de bine sau rău. Și mulți oameni spun, auzi, dar care sunt studiile tale, da? Lasă figurile astea. Și eu am un text, că nu pot să stau să scriu de fiecare dată, în care spun, bună ziua, studiile mele sunt. Și atunci, când citesc ei și despre doctorat, îmi scriu. Da, normal, în România, unde se cumpără toate diplomele, unde totul e pe bani, unde se plagiază. Și răspunsul meu este mereu acesta. Au fost multe momente când mi-ar fi plăcut să vină cineva și să zică, uite, pot să plagiez de aici. Sigur că nu aș fi făcut-o, nu aș fi plagiat, dar măcar confortul acestui gând, că exista undeva ceva ce poate fi copiat. Eu nu am avut nicio sursă de unde aș fi putut să copiez, pentru că nu s-a mai scris nimic niciodată. Nimeni nu a încercat să pună în ordine sau să facă vreo istorie a fenomenului spiritist, pentru că avem din 1947 până în 1989 o anulare completă a spiritualității sub orice formă în România. Da. Și atunci, ca să încerci doar să găsești materiale despre acest subiect, este, dintr-un punct de vedere, o sinucidere curată. Este un drum pe care pornești, dar nu știi dacă te mai întorci. Și eu stăteam la București când am făcut doctoratul și făceam naveta la Alba Iulia și a fost într-adevăr un drum inițiatic pentru mine. A fost și bucuria aceea că găsești două rânduri, doar două rânduri despre subiectul pe care tu îl cercetezi într-o carte, care a fost mult mai scumpă decât ți-ai fi putut imagina, dar acele două rânduri au sens pentru alte două rânduri pe care le găsești la Mainz într-o altă bibliotecă. Este absolut fascinant și la un moment dat știu că venea la noi prieteni și o întrebau pe mama, că eu evident tot timpul citeam în perioada aia și o întrebau pe mama, auzi Nicoleta, dar ție nu ți-e teamă că copilul ăsta al tău nu o să facă niciodată nimic cu viața lui, că doar stă și învață? Cine vrea să facă doctorat în istoria fenomenului spiritist? Și mama a spus exact, apropo de adevăr, și a zis, ăsta este ceva foarte important pentru ea,
Este o parte din căutarea ei ca și ființă umană. Poate menirea ei în viață. Și, într-adevăr, doctoratul acesta, pentru că, iată, avem o temă atât de ambițioasă în această seară, mie mi-a pus în ordine și mi-a răspuns la foarte multe întrebări și foarte multe chestiuni pe care eu, cu simțirea mea, le anticipam. Eu, în interiorul meu, aveam o hartă mentală a acestor noțiuni pe care le-am studiat din punct de vedere istoric. Dar nu aveam confirmarea unor oameni care au fost acolo când s-a întâmplat. Ei au inventat acel lucru. Și în momentul în care am luat, l-a curcat și l-a studiat ce s-a întâmplat în 1905 în Statele Unite ale Americii, când William Clark înființează primul laborator de psihologie experimentală la universitatea unde el predă, ce s-a întâmplat în 1894 când se înființează Societatea de Cercetări Psihice în Marea Britanie. Și toate aceste lucruri cumva m-au ordonat foarte mult și m-au ajutat cumva să-mi sistematizez și un anumit sistem de credință și de înțelegere a noțiunii de suflet, a noțiunii de spirit și a noțiunii de viață după moarte. Și iarăși ce m-a ajutat foarte mult să ies din zona asta de science fiction, de paranormal, de ezoterism, de ascuns, de noi ăștia cu sufletul suntem niște oameni săriți, nu avem ce să facem, ne luăm două pisici și medităm la nemurirea sufletului. Și m-a liniștit foarte mult în sensul în care am zis, stai puțin, dacă despre un subiect, oricare ar fi el, sunt dovezi istorice, dar care nu au fost aduse la lumină, asta nu înseamnă că acel subiect nu merită investigat, nu merită cercetat și nu merită luat în seamă. Dimpotrivă, te gândești că a existat un motiv profund sau mai multe motive au existat ca el să fie ocultat, să fie ascuns subiectul, pentru că poate ne dădea prea multă cunoaștere. Da, și într-adevăr, cunoașterea despre ceea ce este necunoscut e cumva călătoria noastră în această viață. E cumva motivul pentru care ne naștem și motivul pentru care la un moment dat murim. Și e, pentru mine chiar e foarte dificil, nu știu, când mai primesc mesaje, de obicei am un răspuns pentru orice, dar în momentul în care scrie cineva, mi-a murit unicul copil, la o vârstă foarte fragedă și nu mai știu ce să fac. Este foarte greu să-i dai un sfat unui om care îți spune că i-a murit cineva drag, în primul rând pentru că, dintr-o anumită perspectivă, orice sfat înseamnă o batjocură la adresa durerii lui. Pentru că tu nu poți să înțelegi durerea. Este imposibil să înțelegem durerea cuiva așa cum o înțelege el însuși. Nu poți să înțelegi. Durerea este diferită, profunzimea ei este infinită și nu putem decât să mergem pe vârfuri. Și pe lângă această durere, stăm acolo, să spunem că sunt disponibil. Și să o acceptăm, să o integrăm și să o vindecăm. Și călătoria aceasta către vindecarea unei dureri atât de mari, în care fizic nu mai este omul pe care tu îl iubești, și nu e doar durerea că l-ai pierdut, este și nedreptatea pe care o simți că ți se întâmplă. Da. Și atunci poți să te revolți și să spui unde este Dumnezeu și unde este iubirea lui Dumnezeu față de oameni și de ce se întâmplă așa ceva. Și atunci, când mă uit înspre fizică cuantică, spre psihologie experimentală și înspre spiritualism, primesc niște răspunsuri. Ori, niște răspunsuri atunci când ești pierdut undeva în junglă sau în deșert, să-ți spună cineva, uite, pe aici e direcția, pe aici e drumul care te scoate de aici. Da. Nu știu cât de lung e drumul, nu știu dacă o să ajungi la capăt, dar asta este direcția. Și să ai o direcție este fundamental. Da. Pentru că oriunde ai fi, nu ești pierdut. Și direcția este legată de conștientizarea și de acceptarea faptului că dincolo de acest corp fizic pe care fiecare îl avem, atât cât suntem în viață, există această formă de conștiință cuantică, această alcătuire frumos așezată de particule subatomice, care este permanent conectată cu tot ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și în exteriorul nostru. Și practic suntem și emițătorii, dar și receptorii tuturor stărilor, gândurilor, emoțiilor care vin către noi. M-ai pus pe gânduri doar pentru că ai spus că suntem o alcătuire de particule, dar trecem peste asta. Și în momentul în care noi, ca și ființe umane, înțelegem, stai puțin, eu nu m-am născut acum doar ca să dau naștere unui copil, sau să nu dau naștere unui copil, să fiu copilul cuiva,
și să trec printr-o serie de suferințe și să-mi dau seama că sunt într-o lume nedreaptă și o societate nedreaptă și nimănui, într-o anumită etapă din viața mea, nu-i pasă de mine și dacă nu aduc un beneficiu direct cuiva, oamenii nu o să mă placă și nu o să mă iubească nimeni pentru ceea ce sunt eu. Poate ceilalți nici nu o să se intereseze vreodată de cine sunt eu. Și cu toate acestea mi se zice, hai fi fericit. Ce, nu ești fericit? Dar de ce? Că viața e frumoasă. Mulți oameni se revoltă și spun, viața nu este frumoasă. Viața este mizerabilă. Viața este obscenă. Da. Este oribilă. Și atunci, spiritualitatea vine și zice, stai, hai să începem de la o ipoteză simplă. Viața este. Punct. Deci ceea ce este, nu are cum să fie vreodată mai mult sau mai puțin bun. Doar este. Dar ce fac eu cu ceea ce este, reprezintă bun sau rău. Ce fac totdeauna, eu viața? Exact. Eu iau această viață care este și o transport prin experiența mea. O polarizez în ceva bun sau în ceva rău. Și cel mai important, eu în această viață îmi administrez acest suflet. Acest suflet care nu moare și care continuă să călătorească, să supraviețuiască morții fizice, este de fapt motivul pentru care eu mă aflu acum aici. Te rog, o mică pauză ca să vorbim toți aceeași limbă. Spune-mi dacă și tu vezi natura trinitară a entității complexe numită om. Fă-mi, te rog, distinția între suflet și spirit, căci noi vorbim despre călătoria spiritului, de fapt. Da. Ca să încep cu o mică introducere. Fizica cuantică, prin toate cercetările ei, face o legătură între filosofia indiană legată de chakre, de centri energetici, și corpurile subtile, adică corpurile eterice. Și ne spune că în jurul corpului fizic există câteva corpuri eterice care intră în alcătuirea ceea ce noi numim corp energetic. Aceste corpuri subtile sunt evident extrem de sensibile, sunt alcătuite exact cum noi suntem făcuți ca și corp fizic din materie fizică. Tangibilă. Exact. Exact așa, aceste corpuri subtile sunt alcătuite din materie eterică. Ea nu se poate distinge cu ochiul liber, dar este extrem de sensibilă la tot ce înseamnă gând, emoție, trăire și așa mai departe. Și eu, practic, toată viața nu fac decât să îmi ajut aceste corpuri subtile să interacționeze cu mediul exterior, respectiv să îmi dea mie, ca și conduită, ca și stare emoțională, ceea ce ele preiau din mediul exterior. Atunci când vorbim despre suflet, vorbim despre aceste corpuri subtile. Mai exact, dacă am vrea să localizăm undeva sufletul, am putea spune că sufletul se află așezat pe primul corp subtil, pe care metapsihiștii îl localizează ca fiind imediat după corpul fizic, și anume corpul eteric. Deci sufletul. Avem trup, avem suflet care exact se află pe învelișul numit corp eteric. Exact. Și apoi, în alcătuirea corpului energetic, mai vin și alte corpuri subtile, respectiv corpul mental, corpul astral, corpul solar. Și toate aceste corpuri subtile, ele intră în alcătuirea spiritului. Deci spiritul conține toate aceste corpuri subtile, inclusiv sufletul. Sigur că putem să folosim până într-un anumit punct interschimbabil suflet-spirit. Pentru că putem spune, nu sunt doar un corp, sunt un spirit, sunt un suflet. Putem să folosim. Dar dacă vrem o anumită specificitate și vrem să fim exacti, putem spune că după ce corpul fizic nu mai are funcții vitale, deci nu mai sunt în viață, sufletul meu, adică corpul eteric, supraviețuiește morții fizice, pe o anumită perioadă de timp, urmând ca apoi să se disipeze și să se dizolve în spirit. În spirit. Și spiritul continuă. Iar spiritul continuă să existe, este practic, cumva sufletul se reintegrează în spirit. Iar sufletul meu din această existență este alcătuit din tot ceea ce eu am simțit, din toate stările mele, din toată iubirea pe care am trimis-o celorlalți, din toată ura pe care am trimis-o. Și gânduri sau doar emoții? Sigur că orice gând, la nivel emoțional, îmi provoacă o reacție. Deci eu acum, dacă mă gândesc cu ură la cineva, eu o să declanșez și o anumită stare. Deci e imposibil să spun, mă gândesc cu iubire la cineva și eu să nu simt iubire. Evident, pot spune asta, dar dacă și simt asta, dacă sunt conectat cu
dacă mentalul e conectat cu planul emoțional, cam există o legătură între ce simți și ce gândesc. Și atunci, eu, la nivelul corpului mental, care este următorul corp subtil, după corpul eteric, am localizate tot ceea ce înseamnă gând, tot ceea ce înseamnă gândire. Dar, evident că aceste corpuri subtile se întrepătrund. Ele sunt ca un organism care respiră. Respiră, respectiv, expiră, respectiv inspiră. Și atunci, ele funcționează toate în același timp, au funcții separate, dar informația se întrepătrunde de foarte multe ori. Și, practic, eu în această viață, atunci când sunt, de exemplu, supărat, când sunt trist, sigur că aceste corpuri subtile sunt afectate. La nivelul corpului meu eteric apar anumite disfuncții. Adică nu mai reușesc să primesc informația din mediul astral, de unde cu toții primim informație, nu mai reușesc să o primesc așa cum vine ea, pură, curată, ci informația ajunge la mine modificată. E distorsionată de ceea ce... Distorsionată de ceea ce se află deja la nivelul corpurilor mele subtile. În medicina indiană avem tot timpul această celebră tratare, această celebră abordare. În primul rând, mai întâi vezi orice, nu știu, vindecător, da, la care te duci, mai întâi se uită să vadă ce este în regulă cu corpurile tale subtile, încearcă de acolo să regleze lucrurile și mai apoi decide ce tratament îți va aplica. Dar nu înainte de a vedea unde anume este problema, care anume este cauza problemei tale. Acum, sigur că în cultura europeană și în cultura noastră avem o distanțare și o ușoară repulsie față de aceste practici, ca fiind unele nu neapărat respingătoare, dar care nu pot fi verificate din punct de vedere științific. Și atunci este de aceea am și vrut să fac această teză de doctorat. Pentru că este un foarte mare spațiu lăsat în lumea științifică între ceea ce fizica clasică ne spune, de exemplu, și ceea ce fizica cuantică ne demonstrează. Și acum, în ultimii ani, avem o deschidere mai mare din partea oamenilor care sunt fizicieni și care iau și studiază Upanishadele, de exemplu, găsesc niște noțiuni și spun, uite, aici ceea ce se numește chakra respectivă corespunde următorului corp subtil. Deci sunt foarte multe analogii care se pot verifica din punct de vedere științific. De multă vreme, adică mă gândesc la Jung, care era foarte pasionat de cultura indiană, mă gândesc chiar și la Max Planck, sunt nume mari. Așa este, dar... Simțeam că acolo există un pool de cunoaștere. Așa este, dar este foarte greu să aduci cumva cunoașterea aceasta în termeni. În planul fizic și ea să fie acceptată la nivel general. Și asta pentru că fiecare dintre noi avem o anumită capacitate de înțelegere a informației. Și ea, evident, are legătură cu tot ceea ce avem noi de înfăptuit în această viață. Sunt foarte mulți oameni care înțeleg, simt lucrurile în profunzime, fără să le spui foarte multe lucruri, da. Pentru că ei deja sunt trăirea lor. Ei sunt atât de conectați cu trăirea respectivă, încât ea de multe ori nici nu ajunge să fie pusă în cuvinte. Ei o trăiesc. Și sunt alți oameni care doar sunt foarte atașați de formă, de ceea ce se întâmplă aici în realitatea fizică. Și cumva... Ceea ce e dincolo e înspăimântător. Cumva cuvântul moarte, suflet, reîncarnare, este ceva care te duce cu gândul la ceva ce nu poți controla. Aici este foarte interesant, pentru că pentru unii oameni libertatea este o problemă greu de gestionat. Pentru că nu știi ce se întâmplă în libertate. Ți-e frică să fii liber. Să fii liber înseamnă să nu te mai controleze cineva, nu? Și să nu mai controlezi lucrurile, pentru că acolo se poate întâmpla orice. Și, într-adevăr, acest spirit al nostru, această conștiință eternă pe care, iată, o ducem cu noi în aceste corpuri fizice, trăiește și poate să fie doar în libertate. Când spui libertate, Ana Maria, în acest context te referi la a nu mai avea trup?
Nu, mă refer la a nu te lăsa condiționat și asuprit de ceea ce ți se prezintă în această viață ca fiind valid, și anume un anumit soi de materialism. Și anume, exact, o anumită pătrățică, și nu doar pătrățică, dar această idee că degeaba ești bun, să spunem, în anumite circunstanțe, mai bine ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mai bine reacționezi, mai bine faci ceva care să le demonstreze celorlalți că tu ești altfel, sau să le demonstreze că tu ești mai bun. Și, de fapt, singurul scop și singurul mijloc pe care îl avem în această viață este spiritul nostru. Pentru el facem tot ce facem, prin el facem tot ce facem, și la finalul acestei călătorii numită viață ne luăm de aici, în bagajul nostru interior, tot ceea ce am primit către ceilalți, tot ceea ce am trăit, tot ceea ce am experimentat și, până la urmă, tot ceea ce a fost real cu adevărat. Adică nu o să iau nici gențile de firmă, nici casa în care am locuit, nici impresiile celorlalți despre cât de bun sunt eu. Și da, este important să înțelegem că după viața aceasta lucrurile continuă și că nu e fără sens. Cum facem să înțelegem asta cu adevărat? Doar citind sau cum? Cât timp trebuie să alocăm? Cred că putem să facem foarte simplu. Asta înseamnă că să ne uităm care este starea noastră atunci când îi dăm să mănânce unui cățel de pe stradă, înfometat. Ce simțim atunci? Care este starea noastră atunci când am fost răi cu cineva sau ironici cu el? Eu zic că acolo este începutul, să ne oprim un pic și să vedem cum ne simțim. Onestitate. Acest reflexiv ne simțim, îl folosesc reflexiv, adică eu mă simt pe mine. Să încercăm un pic să ne simțim și să nu ne mai gândim, pentru că noi oamenii ne gândim pe noi foarte mult, da, dar ne simțim mai puțin. Da. Și atunci, acolo, în acea simțire a mea, pe care, dacă am puțin timp și sunt dispus să-mi acord puțin timp, o să disting foarte clar că unele lucruri îmi fac bine și alte lucruri îmi fac rău. Și de aici pot să înțeleg că eu sunt cel care alege ce anume îi se întâmplă, când îi se întâmplă și cum îi se întâmplă. Nu este nimic paranormal aici, este pur și simplu un tipar comportamental pe care eu încep să-l am în funcție de ceea ce se întâmplă în interiorul meu. Încep să fiu atent. Exact. Încep să fiu atent și încep să înțeleg că nu pot să le pretind celorlalți să fie în niciun fel în care eu nu sunt, în interiorul meu. Pentru că sufletul nostru, odată ce este pe o anumită frecvență, adică, mai exact, are o anumită conduită, este într-un anumit fel, este conectat cu un anumit mod de gândire, cu un anumit mod de a acționa, își va aduce lângă el și va primi în viața noastră suflete care sunt exact pe aceeași frecvență. Acest lucru este și din punct de vedere psihologic și emoțional perfect firesc. Se spune că oamenii care se seamănă se adună. Adică, oamenii care vorbesc cumva aceeași limbă, mental și emoțional, sunt mai înclinați să fie unii lângă ceilalți decât cei care nu o fac. Acest suflet pe care eu îl am toată viața cu mine este, într-un fel, copilul meu și, în alt fel, părintele meu. Este părintele meu pentru că eu, ca și suflet, știu în profunzime lecțiile cu care am venit la această întrupare. Știu probele pe care eu le-am de dat și de trecut în această viață. Și, în același timp, sufletul meu este și copilul meu. Pentru că am nevoie să am grijă de tot ceea ce simt, exact așa cum aș avea grijă de un copil. Părintele este cel care mă îndrumă și cunoaște motivul pentru care eu trec prin aceste probe, iar copilul este acea dimensiune a sufletului în care eu pur și simplu experimentez. Scuze-mă, dar când spui părintele, știe deja totul. Exact. Eu, ca entitate complexă, ca om în viață, nu sunt conștient. Sau sigur, ceva din mine, ca o lămpiță de veche, e conștientă, dar nu... Absolut. Nu mai știu. Ideea e următoarea. Dacă eu, ca suflet, în acest moment, aș fi
complet conștient de toate lecțiile dureroase pe care le-am de parcurs în această viață, așa, probabil nu aș suporta durerea. Probabil aș ceda. Ce aș face? Păi, poate nu aș mai putea să fiu în viață, nu aș mai putea să-mi continui viața, poate aș înnebuni. Aș pierde complet controlul. Însă, fiind dozate pe parcurs aceste lecții dureroase, eu pot, învățându-le odată, să nu le mai repet, și în al doilea rând, îmi dau voie mie, din lecția respectivă dureroasă, să asimilez o cantitate de înțelepciune și de cunoaștere, care pentru mine este nu doar o vindecare de durere, dar un câștig mai mare decât durerea în sine. De foarte multe ori, multe persoane zic, da, dar știi, dacă noi suntem spirite care călătoresc, de ce eu n-am acces la această informație în acest moment, da? De ce nu mi-aduc aminte? Sau sunt multe persoane care îmi scriu și zic, știi, am fost într-un loc și am avut un deja vu ca și când aș mai fi fost acolo. Știam exact cum se simte, dar nu puteam să descriu în cuvinte exact contextul. Ca și când aveam o ușoară amnezie. Ei bine, nu accesăm toată informația pe care sufletul nostru o deține. Pentru că odată ea este de o intensitate și de o profunzime pe care eu ca ființă umană nu am cum să o procesez. Acum, în etapa asta de evoluție în care eu mă aflu, poate mâine o să pot. Dar acum, astăzi, eu nu pot să accesez cu ceea ce eu am acumulat ca și mental toată informația și, în al doilea rând, probabil aș fi zdrobit, așa cum spuneam mai devreme, de profunzimea acestei informații și, în al treilea rând, poate nici nu am nevoie ca acum eu să cunosc toată durerea prin care am trecut. Ci, mai degrabă, este un film pe mai multe capitole. Un capitol mă duce la alt capitol. Când vorbim despre înțelepciunea sufletului, când vorbim despre ceea ce a dobândit sufletul nostru, vorbim despre ceva foarte diferit de mental. Deci mentalul, ceea ce eu am înregistrat, de la ce m-a învățat doamna educatoare, de la ce mi-a predat doamna învățătoare, de la ce am învățat la profesorii mei la doctorat, de la ce am citit eu. Deci da? Totul în mental. Deci tot în mental se înregistrează, iată, felul în care eu pun paharul pe masă. Da? Am învățat să mănânc frumos, folosesc cuțitul și furculița. Dar asta e ceva mental. Este un comportament social preînregistrat. Ei bine, această cunoaștere mentală este foarte diferită de cunoașterea sufletului. Pe de-o parte, într-adevăr, cei care sunt sceptici zic, domne, mai lăsați-ne în pace cu spiritualitatea, că nu mai putem, dar voi sunteți peste tot, toată lumea să face coaching în ziua de azi, nici nu mai suportăm dezvoltare personală. Pe de-o parte, au dreptate pentru că, într-adevăr, este un teritoriu uncharted territory, un teritoriu nemarcat încă. Deci nu avem niște delimitări clare. Cartografia. Exact, ăsta-i termenul. Cum am? La noțiunile mentale, da? Pot spune. Păi, ce, sau un pahar? Bun. Dar dacă spun ce asta, păi o lecție a sufletului meu. Deja e foarte abstract, da? Deja lecția și vag. Și aici noi, oamenii, pe de-o parte, se întâmplă un fenomen paradoxal. Eu nu pot să pun în cuvinte ceva ce este dincolo de cuvinte. Eu n-am cum să pretind în viața asta că vreodată am să pot să surprind în vreun cuvânt, mai ales în limba română, iată. Pentru că avem și eu când scriu, trebuie anumiți termeni care sunt doar în limba engleză să-i traduc în limba română, dar ei nu sunt nici în dex, nu sunt nicăieri. Și este o încercare pe care o facem, într-adevăr, nu știu, eu, oamenii care sunt pasionați de acest domeniu, oamenii care vor să știe ce e dincolo de această viață, absolut oricine, pe care o facem ca să ne apropiem de ceva de care, ca și ființe umane, ne este ușor imposibil să ne apropiem. Deci, din condiția noastră de aici, în care avem, de ce ne putem folosi? De gesturi, de limbaj, de mimică, de cuvinte, de fapte, da? Putem scrie. Sunt clar, cunoașterea pe care o are sufletul meu depășește cu mult ceea ce se întâmplă la nivel mental doar din această perspectivă. Mental este finit. Este cu început și cu sfârșit. Da. Avem temporalitate. Însă ceea ce se întâmplă la nivelul sufletului este atemporal. Este eternitate. Iată, acolo avem eternitatea. Și dacă acum mental mă chinez să înțeleg eternitatea, nu pot să procesez, că mintea mea mă întreabă, dar unde e începutul? Mulți oameni zic, dar care e începutul? Păi nu, știți, nu e începutul. Da. Spune, cum să nu fie început? Și mie mi-e greu să mă gândesc că nu e început. Dar atunci, când mintea mea nu mai poate să mă ajute, mă ajută simțirea. Pentru că eu în simțire am mult mai multe răspunsuri decât în mental. Acum,
Nici nu vreau să cădem în această capcană în care să spunem mentalul la coșul de gunoi. Nu ne interesează. Ce să fac eu cu mentalul? Am nevoie de mental, da? Deci am nevoie să fiu o ființă socială. Am nevoie să știu că atunci când mă uit la un om, de exemplu, care vorbește într-un anumit fel cu mine, mintea mea spune, vezi că acest om nu mai vrea să stea de vorbă cu tine. Și eu zic, bine, la revedere, papa. Sau în momentul în care sunt îndrăgostit de cineva foarte rău și omul ăla spune, nu-mi place de tine, pa. Sufletul meu zice, dar mie îmi place, eu vreau să stăm de vorbă. Și mintea mea spune, vezi că omul ăsta nu te vrea, du-te înapoi, du-te acasă, ia-ți rucsacul. Eu mă duc frumos, îmi iau rucsacul, m-am dus acasă, dar sufletul plânge. Ce fac? Mintea este relaxată. Își pune un pahar de suc și zice, am înțeles că nu ne place, suntem lămuriți. Mulți oameni au problema asta. Dacă totul este la nivel mental, de ce? Ce te doare? Că doar nu te doare mintea, nu? Te doare sufletul. Și de ce doare atât de tare sufletul? Că iată, durerea pe care o resimți la nivel de suflet e ceva foarte profund. Nu trece cu nimic. Nu trece nici cu bomboane, nu trece nici cu pastile. Uneori durează o viață. Uneori durează o viață. Sunt oameni care trăiesc cu durere de suflet toată viața. Și atunci putem, nu putem explica în totalitate. Că mulți oameni vin și zic, ia ascultă, Ana Maria Ducuță, dar explică-mi și mie, te rog frumos, ce înseamnă termenul ăsta din Geneză, da? Ce-a vrut să zică Biblia? Să ne liniștim. Poate nu o să înțelegem toate lucrurile din acest univers. Da? Probabil că nu o să le înțelegem. Și este cea mai sinceră încercare în a înțelege universul, să recunoști că nu-l poți înțelege în totalitate. Dar ce putem face, de unde putem porni să înțelegem tot ce e în afară, din interiorul nostru? Pentru că acolo e în experiența mea, am niște răspunsuri. Și dacă mai găsesc niște experiențe asemănătoare cu ce am trăit eu, făcute de niște oameni în laboratoarele lor de cercetare, care sunt măsurate din punct de vedere științific, pot să mă relaxez un pic și să zic, hai stai că nu sunt singurul nebun de pe lumea asta, cineva a măsurat și a spus, uite, starea de conștiință alterată se întâmplă în anumite condiții. Și condițiile sunt astea, și stimulii sunt aceștia. Și aici este provocarea noastră în această viață, pentru că la nivel mental putem să acumulăm foarte multe cunoștințe. Putem citi foarte mult, putem studia, ne putem documenta. Dar la nivel de suflet, acolo nu avem limite, nu avem niciun ghid, dacă putem spune așa, nu este niciun compendiu care să te duci ce facem când ne doare sufletul. Hai de la pagina... Exact. La pagina 173 vedem, m-a părăsit și nu mai se întoarce și eu nu știu ce să fac cu viața mea. A murit un om pe care îl iubesc, mă doare sufletul cumplit, eu ce fac? Trebuie să faci asta, trebuie să gândești asta, trebuie să te duci la școala asta și apoi viața, experiența ta este contrară cu tot ceea ce mintea ta îți spune. Deci tu trăiești diferit și foarte mulți oameni trăiesc în sufletul lor o anumită poveste, iar în mintea lor o anumită poveste. Și mintea de foarte multe ori, repet, este un instrument foarte util. Sunt momente când trebuie să gândim, să ne luăm frumos din locul unde suntem abuzați, chinuiți. Suntem bătuți de soartă, dar noi ne scriem soarta în momentul ăla când ne lăsăm bătuți de ea și spunem, da, mai vreau o palmă. Și să ne luăm de acolo, mentalul spune, hai acasă, hai să găsim ce avem de făcut. Dar adevărata experiență și sursă a cunoașterii pe care eu am în viața mea vine din acest suflet. Și vine din acest suflet pentru că eu
cât stau în realitatea mea limitată, pot lua anumite decizii care sunt bune sau greșite. Este negru sau alb, este întuneric sau lumină. Deci aici am dualism. Și am nevoie de dualismul ăsta până la urmă ca să funcționeze lucrurile, da? Dacă acum aș trece cu mașina pe roșu, aș face accident. Deci nu ar fi ok. Dar dualismul este în regulă și e funcțional până într-un anumit punct. Și când este acel punct? Acel punct este când sufletul meu nu mai reprezintă viața mea. Mai exact, sufletul meu este durerea, suferința, revolta, înverșunarea. Și mă uit și pe stradă, sunt foarte mulți oameni, le vezi sufletul pe față, le vezi durerea. Și, de fapt, ce se întâmplă? Se întâmplă că inclusiv corpul fizic ajunge cumva să fie sculptat de acest suflet. Da. Tot ceea ce se întâmplă la nivelul corpurilor mele subtile ajunge să se vadă pe corpul meu fizic. Da. Un dezechilibru niciodată nu se întâmplă prima dată la nivel fizic. El se întâmplă la nivelul corpurilor subtile și abia apoi corpul fizic este afectat. Și de aceea, starea de sănătate a sufletului meu este calitatea vieții mele. Pentru că eu nu pot să mă aștept să fiu vreodată bine sau mulțumit dacă nu mă îngrijesc de acest suflet. Sigur că pot, mintea poate fi păcălită. Pot să-mi iau o mașină scumpă, să-mi iau și o fată care a avut multe operații estetice, care arată foarte bine, pot să fac și o piscină și să-i spun sufletului, hai, ia, e frumos? Mintea se uită și spune, da, îmi place. Dar de ce îți place? Pentru că asta e ce ai fost învățat, că este să spun definiția succesului. Sau din contră, pot să zic așa, mintea mea poate să-mi spună, scopul tău este să fii un cercetător de succes, da? Trebuie să faci, să progresezi, să publici cât mai multe articole științifice, du-te la toate conferințele. Dar sufletul meu spune, dar eu nu sunt fericit cu asta. Pe mine nu mă interesează asta, nici nu mă interesează să am glorie, nici nu mă interesează recunoaștere, pe mine nu mă interesează asta. Și eu pot să aleg atunci și să zic, eu o să fac ce zice mintea, da? Și sufletul începe să mă doară din ce în ce mai mult. Și asta este ceea ce noi acum, nu știu dacă noi acum, dar oricum, generația mea cel puțin mi se pare mult mai deschisă către ce nu se vede decât generațiile anterioare. Și asta e ce facem acum. Încercăm să găsim niște noțiuni și niște definiții, ok, nu fidele 100%, dar care sunt operabile, care sunt funcționale pentru mine, astfel încât să reușesc odată să am un sens în viața mea, pentru că asta e foarte important. Să am un motiv pentru care să mă trezesc dimineața cu bucurie și, în al doilea rând, să generez această bucurie din interiorul meu către exterior și nu să aștept ca societatea sau oricine altcineva din exterior să-mi aducă mie această bucurie. Da, cum cei mai mulți așteaptă cumva, fie ca partenerul, fie ca... Da, și tot timpul nouă ni se pare că suntem dependenți de ceea ce se întâmplă în afară. Mi se pare că suntem dependenți de condițiile istorice, mi se pare că suntem dependenți de vreme, mi se pare că suntem dependenți și că cineva ar putea vreodată să ne facă rău în condițiile în care sufletul nostru este liniștit, ceea ce e complet fals. Pentru că sufletul liniștit nu înseamnă doar că am o stare bună. Înseamnă că eu, ca și conștiință, am puterea să interacționez cu tot ceea ce este în jur. Oricum interacționez. Oricum interacționez, dar nu influențez. Eu nu pot, deci eu nu am cum să-mi influențez într-un fel realitatea atât timp cât sunt pasiv. Deci când eu sunt deconectat de suferința omului de lângă mine, de suferința din jur. Și iarăși vreau să fac o paranteză și să mi-aduce aminte că trebuie să vorbesc și de treaba asta. Cât e de important să fii conectat cu ce se întâmplă în jur, dar nu conectat doar cu ce se întâmplă în jur. Pentru că, de exemplu, uneori poate să-ți pese prea mult de ce se întâmplă în jurul tău și prea puțin de ce se întâmplă în interiorul tău. Spui, e atâta suferință în lume, cum să nu mă doară când atâtea animale fără adăpost, și asta chiar e o problemă pe care am avut-o și eu am în continuare, atâtea animale mor de foame. Și am rezolvat așa, am zis, ok, eu nu am cum să salvez toate animalele care mor de foame din lume, dar tot timpul am piculețe cu hrană pentru animale la mine. Și atât cât pot, hrănesc aceste animale și adopt atât cât pot animale. Și în felul acesta știu că nu mă mai preocup ca să, pur și simplu, să mă îmbolnăvesc de suferință, de ceea ce nu pot schimba, dar încerc la nivel
la nivelul de conștiință individuală să schimb lucruri. Faci, aplici regula păsării colibri, care face cât poate ea. Așa este. E foarte frumoasă povestea în care este incendiu în pădure și toate celelalte animale o întreabă pe pasărea colibri care încearcă să stingă incendiu cu apa din cioc, o întreabă de ce face asta și ea spune că doar își face partea. Eu fac partea. Exact. Da. Și asta, și de acolo, din ce faci tu cu partea ta, poți să influențezi cu adevărat tot ce se întâmplă în jur. Pentru că e foarte simplu. Adevărul se simte. Și ceilalți simt adevărul. Nu poți să... Mintea nu poate să fabrice niciun scenariu. Nu poate să însceneze nimic care să semene cu adevărul. Pentru că adevărul este doar în simțire și adevărul este al sufletului. Și el are o vibrație de neconfundat. Are o vibrație de neconfundat și adevărul înseamnă salvare, înseamnă vindecare. Sănătate. Și, exact, înseamnă sănătate și înseamnă puterea de a o lua de la capăt. Pentru că aici, cu moartea și cu sufletul, avem, iarăși, o mare problemă. Da? Cineva moare, da? Deci nu mai este aici, s-a terminat. Și tu spui, stai puțin, eu nu vreau să se termine. Eu nu merit să se termine. Și în momentul în care înțelegi că nu s-a terminat și că este o mică pauză, ca la teatru, da? Suntem într-o mică pauză, dar piesa continuă. Actul următor. Exact. Atunci, perspectiva ta și chiar durerea ta se schimbă. Pentru că înțelegi că fiecare suflet care vine la întrupare în această viață, își ia din această existență temporară, da? Și perisabilă, sincer. Poate să-ți cadă un ghiveci în cap să intre o mașină în tine în orice secundă. Deci nu mai vorbim că mor de la pandemie. Mori în casă, te electrocutezi fără nicio problemă. Deci oricând poate să termine. Și fiecare suflet în parte știe de ce vine și pentru ce vine și pentru cât timp vine. Și nu poți să... tu ca ființă umană, dacă alegi să nu-ți asculti sufletul și să faci tu pe șeful cu sufletul tău, să-i spui, auzi, știi ceva? Eu ca mental am următoarele obiective, nu mă interesează. Sufletul tău chiar nu va avea nicio problemă cu faptul că tu ai alt plan, doar că tu o să fii acolo în planul tău și el va fi în planul lui. Și vei trăi complet deconectat. Această deconectare de obicei este atașamentul față de putere, față de bani, față de faimă, iar și atașamentul față de iubire. Pentru că de foarte multe ori întâlnesc această problemă la foarte multe persoane, îmi spun, eu nu simt că mă pot împlini vreodată dacă nu sunt cu cineva. Eu aștept să vină acea mare iubire. Sigur că poți aștepta să vină marea iubire, dar tu deja să fii cuplat cu marea iubire din interiorul tău, cu sufletul tău. Dacă aștepți marea iubire așa, deja într-o mare iubire, ea vine. Clar. Pentru că tu deja ești acolo în iubire. Dar dacă aștepți marea iubire ca o soluție, că tu de fapt, când spui, sunt singur, sunt neîmplinit, tu nu spui, vreau pe cineva. Tu spui, nu mi-am găsit sufletul, nu reușesc să îl descoper, nu reușesc să-l aduc la suprafață, că iarăși, și trebuie să fac 100 de paranteze, îmi pare rău. Eu ca suflet în această viață pot să am un anumit potențial divin, care, ca să explic, potențialul divin poate să fie că sunt bun la făcut sarmale, mă pricep să cânt foarte bine, sunt foarte bun la un anumit sport, deci pot să am potențial divin pe un anumit segment. Croșetez foarte frumos. Dar se prea poate că eu în viața asta să nu manifest nimic din potențialul meu divin. Absolut nimic. De ce? De foarte multe ori, dintr-un motiv foarte simplu. Nu am încercat niciodată să fac lucrul respectiv. Nu m-am gândit. Nu știu că am acel talent. Nu știu că am acel talent. Și atunci, eu pot spune, ceva lipsește. Eu am o cantitate de potențial divin pe care nu o pun în practică. Și de foarte multe ori este un păcat foarte mare, da, să faci rău cuiva, dar un păcat la fel de mare este să nu faci bine. Să nu faci bine. Și să nu-ți faci bine ție. Și atunci când îți refuzi acest bine care este încapsulat în ființa ta, în matricea ta emoțională, ești cumva în afara vieții tale. Da. Și de fapt această căutare și tot ce se întâmplă cu dezvoltare personală și cu spiritualitate, cam la asta se referă. Să găsești acel epicentru al ființei tale, de unde sufletul tău poate să se manifeste în planul fizic. Pentru că ai nevoie să vezi lucruri care se materializează, se întâmplă.
Și ai nevoie să poți să fii bine în ciuda ceea ce este rău în jur. Ăla e momentul când tu, dacă ești bine cu sufletul tău, ceea ce este rău în jur nu mai ajunge la tine. Ajunge la tine, dar nu cât să îți influențeze și să-ți distrugă sufletul. Și această idee legată de suflet, iată că citeam zilele trecute despre sacru și profan în opera lui Mircea Eliade. Și era foarte interesant cum povestește despre o cultură aborigenă care nu, niciodată nu se instalau într-un anumit loc până când nu făceau un anumit ritual ca să fie primiți de acel loc. Și foarte interesant cum ei, dacă locul nu îi primea, conform ritualului, se duceau în altă parte. Practic, ei ceea ce făceau, mă rog, sacralizau spațiul respectiv și prin această tehnică ei nu mai erau într-un cosmos străin, ci își delimitau, practic, cosmosul lor emoțional. Și mi-a plăcut foarte mult această idee că se adresau spațiului respectiv ca unei entități vii. De fapt, sunt mari discuții acum ce este spațiul. Da, da, da. E, de fapt, entitatea cu renumitul zero absolut, cu energia aceea de nepotolit, care colcăie tot timpul, din care toate se nasc și care, desigur, e non-tangibilă. Da, așa este. Deci ei știu foarte bine că au cui se adresa, de altfel și noi de acum ne adresăm pauzei publicitare. Ah, okay. E fascinant tot ceea ce spui, peste 10 minute continuăm. Trebuie să fie oprită din vorbit, da. O idee foarte bună. Sacrul și profanul la Eliade. Foarte frumoase locuri unde ajungem împreună. Pauză publicitară.